Cel mai recent am procurat mașina de brodat de marcă germană, ZSK. La fel am fost instruiți foarte bine de colegi din România, școlarizați, atât eu, cât și personalul care va lucra în continuare cu acest utilaj. Acest grant ne-a servit foarte bine la faptul că putem să ne diversificăm sortimentul, putem să devenim cu mult mai competitivi pe piață și de ce nu să, într-o oarecare măsură, să facem ca lucrul să fie mai eficient și mai rapid. Este ceva, în primul rând, inovativ pentru noi toți, pentru că la fabrica noastră nu s-a lucrat cu așa utilaj. Este ceva interesant din punct de vedere chiar a designului, a modului de lucru. Vorbim de un grup de fabrici campion care sunt din industria ușoară, din domeniul de prelucrare a metalului, plasticului, microelectronică, chiar și producerea mobilierului. Vorbim de automatizarea procesului de design, automatizarea procesului de croire, mașini speciale, utilaje de brodat, de imprimare digitală cu vopsele ecologice. Toate aceste automatizări vor da mai mare competitivitate fabricilor și noi deja vedem că fabricile angajează sau creează noi roluri, încep să majoreze salariile cu până la 50% a angajaților datorită în rezultatul automatizărilor. Noi producem mobilă la comandă și practic toate cerințele năstrușnicele clienților noi încercăm să le implementăm în practică, să le transpunem în așa fel încât clienții noștri să beneficieze de toată capacitatea acelui mobilier, adică să aibă și comoditatea ergonomică și calitatea în timp, durabilitatea în sens, dar totodată și prețurile să fie pe măsura așteptărilor lor. În primul rând ne dorim o mașină de brodat, fiindcă vrem să personalizăm produsele noastre și totodată să ridicăm productivitatea muncii, calitatea și să mărim salariul celor care sunt încadrați în domeniul dat. Să mărim piața de desfacere, fiindcă va mai fi un serviciu adăugător, producerea articolelor brodate. Мы участвовали в гранте по получению оборудования для нарезки изделий из текстиля, конкретно для жалюзей. Мы открыли этот сегмент недавно для расширения своего ассортимента в летний период. Благодаря данному оборудованию, которое мы приобрели, мы можем наше производство как бы выходит на совершенно другой уровень. На ближайшие два года перед нами предстоит путь расширения своего рынка в сторону Европы. In particular, these beneficiaries under this project of the Smart Factory project, they're showing the way, really, that the private sector can help generate more prosperity here in Moldova, create jobs in Moldova so that people remain here and make their career here. Factories that we've seen that are benefiting from this project are all doing that. They are investing in their people and in their technology.